Accident cumplit în apropiere de capitală. 4 oameni au fost răniți după ce un microbus de transport persoane a lovit 2 autoturisme în comuna Găneasa din județul Ilfov. Când am ieșit, am văzut mașina asta trasă aici pe șosea. Mai era ăla cu maxela ce iese acolo în partea elantă. Am auzit o bubuitură infernală. Am ieșit, microbuzul era la vreo 200 de metri în partea aceea, mașina era pe mijlocul drumului. Doi tineri de 19 ani, un bărbat de 45 de ani și o femeie de 46 de ani au suferit traumatisme craniocerebrale și au ajuns la spital. Cel mai grav a fost rănit bărbatul de 45 de ani, care a fost dus la spitalul Floreasca din capitală cu un elicopter smurd. La același spital au fost duși și cei doi tineri. În microbuz erau 9 persoane, dar nimeni nu a fost rănit grav. Un copil de 12 ani a avut totuși nevoie de îngrijiri medicale după ce a făcut atac de panică. Primele date ale anchetei arată că accidentul s-a produs din cauza că șoferul microbuzului nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers.